Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă tură pe munte. Mă aflu pe nisvorul muntelui, împreună cu Ela și cu Bogdan și astăzi vom mânca împreună pe Ceahlău, dar de data asta prin Poiana Maicilor. Traseul începe chiar de aici, din nisvorul muntelui, urmând indicatorul de bandă roșie. O să mergem o porțiune pe asfalt și apoi o să intrăm în pădure și o să mergem paralel cu pârâul Maicilor. Pe traseu o să venim cu amănunte, o să discutăm despre cât de ușor sau cât de greu este acest traseu. Oricum, pot să vă spun că este un traseu, cred că cel mai frumos traseu din Ceahlău. Haideți să mergem! Iată și pe prietenii mei. Bună dimineața, Ela, bună dimineața, Bogdan. Cum e? Cum sunteți? Super. Super. E o zi extraordinar de faină astăzi, nu? Super frumos. A fost greu cu locul de parcare. Deci, uite, și pe aici ar mai fi locuri, dar e greu. O să urcăm pe axial o porțiune și apoi unde este indicatorul de dungă roșie, o să mergem paralel cu pârâul Maicilor, nu? Hai! De aici o să intrăm în pădure, dar nu vedem un indicator. Era un indicator mai la vale, pe un copac. Deci, sigur, ăsta e traseu. Din câte știu, până la Poiana Maicilor e destul de lejer. Adică, știi de ce nu vedeam indicatorul? Pentru că trebuie să mai traversăm încă o dată axialul și abia acolo este panoul. Da, nu mai dădeam seama de ce am fost, Dana. Ei, uite, de aici intrăm cu adevărat pe traseu. Până acum am mers ba pe axial, ba prin pădure. Nici nu prea vedeam marcajul peste tot. Deci de aici, efectiv, intrăm pe traseu și o să urmăm linia roșie, o să mergem paralel cu pârâul Maicilor. Hai să mergem împreună! Știi că mi-am luat eu spray-ul de urs cu mine. Nu știu cât de rapid aș putea fi, de exemplu, dacă vezi ursul lângă tine. Ideea este că trebuie să facem cât mai mult zgomot ca să nu îl luăm pe surprindere, sigur că da. Deci toată lumea spune, clopoței, eu știu ce să luăm cu noi, fluier. Ia zi-mi, ia dă un fluierat așa. Așa speriem noi ursul, da? Da, ideea este dacă vorbești și nu știu dacă, eu n-am auzit pe nimeni să fie ursul pe aici, dar mă rog, nu trebuie să-l luăm pe surprindere. Era o buturugă și credeam că sunt un urs acolo. Thank you.
Până acum traseul mi se pare destul de ușor. După părerea mea, poate să-l facă oricine, inclusiv copii. Doar că după ce o să trecem de Poiana Maicilor, devine un pic mai solicitant. Între Poiana Maicilor și Clăile lui Miron. Însă odată ajuns la Clăi, credeți-mă că o să avem parte de peisaje de vis. Până acum, cum a fost traseul? Super! Epuizant? Nu! Nu m-a simțit, mai ales că am făcut. Deci ca și cum te plimbi. Super bine! Și tot traseul cred că este așa. Da! Păi să știi că întotdeauna partenerii de traseu, dacă ai oameni faini, îți dă și starea. Îți dă o stare bună, adică da! Da! E adevărat, trebuie. Să amplifică și linia de jurul tău. Da. Da. Ia uite cât e de frumos pe aici. Zici că ești la plimbare în parc, nu? Da. Azi sunt albani pentru așa. Da. Cum să nu urcăm noi pe munte când în oraș sunt 38 de grade azi parc, zicea. Bine că... În casă? Afară, în casă, nu știu. Aici e un pic mai abrupt, dar nu e chiar dificil. Voi ce părere aveți? Foarte bine. Ți se pare greu până acum? Nu, deloc, absolut. Ți se pare greu până acum? Super, super. Deci recomand și copiilor. Ai văzut că era o grămadă de copii? Și cu cățel și cu... Și cu cățel și cu... Da? Chiar e mișto. Super tare. Nici măcar aici nu e greu. Urcă, au urcat și copii. Ce păcat stai așa cu mine, stai acasă. Ia uite că mai e puțin și ajungem în Poiana Maicilor. E destul de cald astăzi.
metru, m-am fost așa, am rămas la ora 8.20 de mâncare. Am dat un vânt, un vânt, tută la întâlnă în Elina. Ajungem în Poiana Maicilor, nu? Uite că da, se și vede. Suntem aproape. Da? Mai puțin. Mm. Uite de aici. Cum a fost? Vi s-a părut greu până aici? Nu vi s-a părut greu, nu? Chiar ușor. Chiar cum am toată lumea să vină. Ajungem în Poiana Maicilor. Uite câtă lumină și câtă frumusețe este. Superb. Ne-am odihnit puțin în Poiana Maicilor și ne-am hidratat puțin, ceva dulce, o cafeluță mică, 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 că nu o să bem cafea prea multă pe munte. Și acum am pornit către clăile lui Miron. Următorul popas va fi acolo. Haideți cu noi! O să fie un pic mai greu pe aici, dar dacă am urcat noi iarna, așa e și din Poiana Stănile, știi? Când intri în pădure, e un pic mai dificil, dar te obișnuiești. Câtă sălbăticie aici, vezi? Tot ce se rupe, se taie, se creează spații de circulație și rămâne în rezervație.
Ăsta e tot un fel de jgheab, nu? Da. Pe unde se strânge apa și curge, nu? Da, da, da. Mai e puțin, nu? Într-o oră suntem la cabană. Într-o oră, de deci asta e vorba mea. Într-o oră suntem sus, da? Acum vine ce mai frumos aici. Am vrea să mă bucur în cabina voastră, că am dat suntem terminați. Se pare că ploaia ne ocolește astăzi. Oricum, suntem bine echipați, dar e mai bine să nu plouă, pentru că se îngreunează drumul, cărările. Plus că dacă fulgeră, devine periculos, se au tunete și fulgere, dar pare că ne-au ocolit, cel puțin pentru o perioadă. Ce ai zis că mă sperii, mor? A? Scoți spray-ul și ți-am tras? Îți trag un jet? Trebuie să-ți facem noi la partea cealaltă. Traseul pare mai lejer pe aici. Știu că undeva la Piatra Lată Gedeon, acolo avem iarăși de urcat, un picuț mai abrupt, dar de acum mergem totuși lejer. Hai să vedem cât o să facem. S-ar putea să ne mângâie ploaia un pic, așa, cu câțiva stropi. E chiar fain pe aici. Am accidentat.
Am găsit un izvor. Dumnezeule, ce apă rece și bună. Deci am băut o jumătate de litru fără, adică nu că fără răsuflare, dar este extrem de rece. Dar am stat și ne-am bucurat și am băut apă curată, apă curată din Ceahlău. Băi, m-am speriat! Vai, ce m-am speriat! Uhu! Da, nici nu te aștept! Dar uite ce se duce încolo! Îți fuge piciorul la vale. Da. De-aia au și pus balustradă. S-au gândit foarte bine cu balustradă. Este necesară, da. De acolo mergem drept, nu? Nu, dar de acolo nu mergem drept? Aici ajungem la camping, din câte mi-aduc aminte, da. A, da, aici e locul de campare. Sunt corturi.